Mai am și o întrebare. Dacă o persoană se căsătorește și după un timp își dă seama că nu aceasta a fost menirea și vrea să devină călugăr, da, și nu mai este fecior, așa, ce poate să facă? Deci fecioria trupească, pentru cei care au avut taina căsătoriei, nu este considerată o piedică canonică la intrarea monahism. Dar o altă piedică canonică la intrarea monahism într-un eșec de căsătorie sau chiar într-o, așa zis, cum să spun, discernere, că nu ar fi capabil de căsătorie și că ar fi fost mai degrabă deschis spre călugărie, îi prevede trei lucruri: să nu aibă copii minori pe care este obligat să-i îngrijească și să-i scoată la vârsta majoratului, să arate că într-adevăr are demnitatea și responsabilitatea atribuțiilor sociale, iar dacă cade în comun acord cu soția de a-i lăsa averea, de a-i lăsa cele necesare traiului și copiilor care au ajuns la stare de majorat, este foarte bine primit în mănăstire și poate să călugărească liniștit. Nu îl împiedică cu nimic, dar nu după ce ai făcut 6 copii, fugi la mănăstire că n-ai chemare în lume. Atunci nu ești primit. Teodora de la Sihla, care a născut 3 copii, fiica armașului Joldea, neamț, care s-a căsătorit cu un mare, să spun eu, un om duhovnicesc, în primul rând, și bărbatul ei a fost duhovnicesc, a murit sub numele de Varsanufie la Sihla, iar ea a trăit în Varzărești, în munții Buzăului, și apoi într-o prigoană a turcilor s-a retras în munții Moldovei și când a fost odată prinsă la peștere de turci, s-a rugat: Doamne, apără-mă, s-a deschis muntele și a ieșit și n-a fost. Moaștele actuale se află la Kiev. Deci, bine, Sfânta Teodora rămâne o mărturie a noastră a moldovenilor, că și noi avem oricând o Sfântă Teodora din Alexandria sau o Maria Egipteanca. Ne referindu-ne, fiindcă Sfânta Teodora deci n-a avut viața Mariei Egipteanca înainte de... Ne discutând nici de Maria Egipteanca, fiindcă pocăința nu are hotare. Ca să nu umble alb. De ce în altă culoare? De ce în altă culoare? Deci haina neagră reprezintă doliu după patimile Mântuitorului Iisus Hristos. În momentul când Mântuitorul Iisus Hristos a fost pus în mormânt sau și-a dat Duhul pe cruce, luna s-a înroșit și soarele s-a întunecat și întuneric s-a făcut pe fața tot pământul. Iar călugării știu că Hristos a înviat. Tocmai de aceea cămașa de la călugărie este albă, iar haina de deasupra este neagră. În ciuda păcatelor pe care omul le face cu trupul zi de zi, prin nimitnicia trupului și slăbiciunea lui, să îmbracă în haine negre, plângând patimile sau amintind patimile Mântuitorului, iar atunci când se împărtășește, este în cămașa albă de la călugărie sub brasă, semn al biruinței sau al învierii cu Hristos. Bine, ca să le placă mai mult la fete, trebuie propus o modă, ceva, un albastru sau un verde. Da. Un alt lucru care v-ar mai interesa. Înseamnă că sunt un om tare, dacă nu mai au întrebări. Le-am răspuns la întrebări. Părinte, mă scuzați, dar de ce întotdeauna femeia a fost totuși defavorizată de religie în general? N-a fost defavorizată. Până la nașterea Fecioarei Maria, religia iudaică a avut acest cult, deci mai inferior față de femeie, prin greșeala căderii Evei, deci prin neascultarea de la rai, prin gustarea din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar odată cu zămislirea Mântuitorului Iisus Hristos din Fecioara Maria și nașterea din Fecioară, femeia a fost ridicată la cinstea cea din tâi, iar în canoanele învierii spune: astăzi Eva Sfioasă se închină Mariei celei pline de dar, pentru că cerul și pământul s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Duhul Sfânt la Psalm, Catisma 10 sau 11. 11. Deci nu este defavorizată. Femeile astăzi se defavorizează singure. Și să vă spun de ce. Eu am învățat pe bărbați mai comoz. Acum femeia trebuie să aibă casă, mașină și servici, ca bărbatul să poată fi doar un simplu amazon din ăla de pe vremea amazonilor, care să n-asigure decât senzația familiei și nu restul atribuțiilor bărbătești. Ar mai fi o problemă, s-au auzit niște întrebări chiar la Hurai, să înderam. Da. Între ele. De ce femeia nu poate intra în altar? Există restricții în perioada ciclului feminin? Care sunt motivațiile? Deci, tinerele întreabă foarte da, multe da, da, da. Se simt discriminate. Deci femeia nu are dreptul să intre în Sfântul Altar, fiindcă este partea cu acele neputințe sau înclinări mai ușoare,
Spre ce? Spre pofta trupului, nu pentru că ea ar fi mai desfrânată ca bărbatul, dar tocmai prin faptul că ea este ceea ce am spus adineaur la taina căsătoriei, limanul bărbatului. Ea preia toate neputințele bărbatului ca biserică pământească, deci prin căsătorie, și le duce cu ea până unde? Până la nașterea de fii și până la sfințirea bărbatului păcătos prin femeia credincioasă. Și are și femeia dreptul să intre în altar atunci când se sfințesc bisericile, dar o singură dată. Dar prin statutul ei de femeie, deci prin statutul carnal de sex feminin, nu este îngăduit să intre în Sfântul Altar, pentru că nici Fecioara Maria, deci nici Fecioara Maria, după naștere, nu și-a mai permis să intre în Sfântul Altar, ci a dus pe pruncul Mântuitorului Iisus Hristos până în brațele dreptului Simeon, deși era curată mai mult decât strălucirile soarelui și mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui și mai mult decât atâta naștere, fără de stricăciune, fără de sămânță și fără de ispită bărbătească, și mai mult decât atât, deci ea a fost cea care înainte de naștere, deci înainte de a fi maica lui Iisus, deci este dusă de Zaharia în Sfânta Sfintelor, unde intra arhiereu o dată pe an și atunci cu jertfă și aducere de smerenie, adică prin stropirea jertfelnicului cu sânge de țap, întâi pentru iertarea păcatelor arhiereului și apoi ale poporului, încât toți s-au mirat, s-au spăimântat, dar ea fiind mai curată decât Sfânta Sfintelor, fiindcă acele pietre erau cinstitoare ale unui Dumnezeu simbolic, iar ea avea să fie piatra de temelie a pietrei din capul unghiului Hristos, care s-a așezat în temelia pântecelui ei ca pe un scaun de heruvim. Are dreptul femeia și ca drept dovadă călugărița, care nu mai este o femeie a plăcerilor, ci este un bărbat femeie în lumea spirituală monahală, deci intră în altar și face candele, face curățenie ca orice bărbat, deci așa că nu este privată femeia de acest statut. Iar la cele 7 zile nu este voie, fiind considerată necurăție, așa cum și bărbatul în timpul ispitirii a necurăției bărbătești în somn, în ziua aceea ca preot sau ca diacon, paracliser sau cântăresc, nu se atinge de anafură, de icoane, de sfinte taine, de tot ce e în biserică. Și el este privat de același lucru ca și femeia. Da. Deci nu-i lipsit, are aceeași dreptate. Același adevăr. Numai problema este în felul următor. Bărbatul intră în altar, dar femeia ia mai des din potirul din altar. Da. Și restricția feminină, foarte multe tineri resimt o discriminare aici. Restricția feminină privitoare la ciclu. De ce ar veni? Din ce? Și de unde vine? Ce? Păi pentru că Moise a lăsat în Sfânta Scriptură, atunci când femeia este necurată, ce se consideră necurată? Se consideră acea necurăție, deci a mortalității în metabolismul ciclului ovular, deci care durează 2 sau 3 zile și mai urmează premergător 3-4 zile până la curățirea definitivă. Deci aceste 7 zile sunt un lucru simbolic prin care femeia în primele 5 zile își curăță cele 5 simțuri, în a șasea zi își curăță trupul prin spălare, iar în a șaptea zi sufletul prin simbolul zilei a șaptea. Da. Vreau să vă mai întreb despre, deci tot legat de problema asta cu restricția de intrare în biserică, este ea o pedeapsă divină sau un mod pedagogic de aducere a minte? Nu, e un mod pedagogic de aducere a minte a slăbiciunii firii omenești. Deci nu e o pedeapsă divină. Pentru că sunt cazuri speciale, deci ați văzut, și nu știu dacă știți, dacă, de exemplu, mireasa se întâmplă să fie în neputința firii femeiești în ziua nunții ei, îi se face o dezlegare specială și intră în biserică. Și se împărtășește dacă... Nu. Fără împărtășit. Deci intră în biserică, indiferent de situație. Nașa, cel care botează sau dacă a prins o vreme în biserică, deci nu îi se taie capul, ci stă liniștită în pridvor, ies afară și apoi zilele următoare își ține rânduiala. Deci nu este ceva capital care deci poate să aducă moartea sufletului sau neintrarea pe ușile împărăției Raiului. Orice culpabilizare, deci nu și are rost. Nu, nici jenați, nici apăsați. Eu de multe ori, ca să nu folosesc o terminologie din asta lumească, fiindcă în general fetele și femeile se jenează, și părinte, știți, nu știu cum să vă explic, știu, ești cloșcă. Asta e cuvântul care eu îl folosesc. Și ele zâmbesc și înțeleg și știu ce am vrut să spun. Na. Un alt lucru. Părinte, v-aș ruga să ne spuneți, noi nu am fost chiar așa educați în acest spirit și unii dintre noi n-am avut la școală ori de religie. De ce anumit
multe mănăstiri, da, sunt fixate și în exterior, și altele sunt pur și simplu albe. Această pictură este extrem de valoroasă. În primul rând sunt scene din... Trebuie, da, aici ai un răspuns cu două răspunsuri. Mai întâi și de toate, cred că ați observat că mai mult în zona Moldovei, deci în zona noastră a Moldovei și în general în gruparea acestor mănăstiri prinse în UNESCO, deci care răspunde de aceste mănăstiri, cum ar fi mănăstirea Probota, Sucevița, Moldovița, Voronețu, Humoru. Deci sunt mănăstiri care au trăit o perioadă de înflorire. Deci aceste mănăstiri au trăit o perioadă de înflorire culturală a vremurilor feudale de atunci. Iar dacă unele au fost pictate și pe dinăuntru și pe din afară, au avut la bază două lucruri distincte. Evlavia ctitorilor care le-au dorit cât mai frumoase, de pildă Trei Ierarhiu care este sculptată extraordinar, deci evlavia domnitorului de a fi cât mai aleasă, de pildă mănăstirea Dragomirna, mitropolitul Anastasie Crimca, care a vrut să fie cât mai superbă sau cât mai înălțătoare, având o înălțime de 42 de metri sau 32 de metri până în vârful crucii, lată fiind doar de 9 metri. Ați văzut ce suplețe, parcă din pământ răsare și se înalță la cer, vezi, prin ea înălțarea doar uitându-te la zidurile ei. Iar unele au rămas albe și nepictate datorită și vitregiilor vremii, datorită și timpului care n-a permis din anumite motive financiare sau de anumite, deci în anumite momente istorice, fie schimbări de domnii, lipsă de bani, prigoană, luptă, năvăliri turcești sau păgânești, dar și tradiția care ușor, ușor a evoluat sub ce formă? Deci începând să apară modernismul, deci ceea ce numim noi epoca modernă, dacă vreți, vom vedea că ce se întâmplă. Mănăstirile încep să câștige în parte o ce? O stare de laicizare, dar ea se dezvoltă odată cu ce? Cu cultura rațională. Deci pe parcurs ce lumea devine mai învățată, mănăstirile vor fi mai simple și mai sobre. Pe parcurs ce lumea era mai neînvățată și mai lipsită de carte, și ca să folosim un termen nu jignitor, analfabetă, deci neștiutoare de carte, închipuiți-vă cu un Antimivireanu sau un Varlam sau un Dosoftei, care au reușit să aducă cultura și scrierea și graiul moldovenesc și românesc în slujbele liturgice, a făcut ca biserica creștină a noastră românească să înflorească și să ia niște proporții și să dezvolte anumite, anumiți promotori spirituali. Dar nefiind, de exemplu, au fost momente când se ținea slujba în slavonă, în greacă, în latină, în sârbească, în alte limbi, atunci poporul neștiutor de carte să ghida sau avea ca har de mântuire aceste scripturi deschise, adică ce, aceste picturi care de fapt nu erau altceva decât pilde vii puse pe pereții mănăstirilor. Deci lucru de care s-a bucurat extraordinar de mult, v-am spus, în special Voronețu, Sucevița, Moldovița, Humoru și din câte știu eu și am mai citit prin cronici, chiar mănăstirea Putna a fost una din cele mai frumoase mănăstiri după ce a ars prima dată sub domnia lui Ștefan, a doua oară a fost împodobită cu atâta pictură încât poleala era mai mult aur decât pictură. Era extraordinară, dar tot vitregiile istoriei au făcut ca ea să rămână sobră și rece și nepictată în urma incendiilor, a dărâmării ei de către cazați și așa mai departe. Am o întrebare. Am văzut că măicuțele își lasă părul lung, adică nu se mai tund. Da. Noi care ne tundem din lume, este păcat? Nu e niciun păcat, nu e nicio virtute. Adică este bine într-un fel să te tunzi, nici prea băiețește moda cât să-l poți să-l îngrijești. Adică trebuie să fie oarecare distinție între femeie și bărbat, sub ce formă? Apostolul Pavel spune, femeia care intră descoperită în biserică să se tundă zero. Nu știu dacă ați citit, să-și tundă părul capului. Exact. Dar de ce lucrul ăsta? Ca un simbol de necinste față de Sfinți și de Maica Domnului, care într-o smerenie tot timpul era acoperită. Dar, cum să spun eu, dorința mea ar fi următoarea. Nu știu dacă moda sau luxul părului ne-ar încurca la rai. Să avem noi grijă ca toate celelalte fapte bune să fie făcute până la ușa raiului, iar înainte de moarte să ne pocăim și prin această problemă, problema părului. Deci nu e un act prin care nici nu-l bucurăm, nici nu-l supărăm pe Dumnezeu. O femeie care își îngrijește părul, dar se roagă regulat, se spovedește și se împărtășește, nu-l supără pe Dumnezeu. Părul nu e un dar de la Dumnezeu, ci o podoabă.
și faptul că intrăm descoperite în biserică. Asta e un păcat categoric. Deci ăsta e un păcat categoric, indiferent că este fecioară sau femeie măritată. Deci, eu așa le spun la toate fiicele mele duhovnicești. O eșarfă în poșetă, în biserică ești cuvioasa sau cinstita fecioară sau mamă sau tânără după cuvința legii ortodoxe, iar în lume fă cum vrei, lasă-te descoperită, șamponează-l, etalează-l, încrețește-l, vopsește-l, fă-i tu ce vrei. Adică în biserică să apară buna cuvință. Atât.